În casă pare liniște. Momentan, Maria s-a apucat de gătit, nu știu ce face. Am văzut că a primit în ceva niște cumpărături pentru mâncare și s-a apucat să gătească. Antonio mânca din tortul lor pe care l-au primit atunci când s-au logodit. Apoi a ieșit pe terasă cu Dani și vorbeau chestii banale, dar păreau ok. Maria nu cred că era foarte bine pentru că a întrebat-o la un moment dat, nu mai știu cine a întrebat-o. Cred că Anemona sau Hatice, nu știu cine a întrebat-o cum este și a spus cum sunt și cam atât gen că nu e bine. Oricum sunt foarte obosit pentru că sunt 3 zile, 3 nopți deja de când nu au dormit și sunt foarte, foarte obosiți. Dar din câte am înțeles eu când s-au întors, a, nu ne-a arătat și nouă inelul. Ciudat, nu? Despre asta nu s-a vorbit. Când s-au întors în casă, Maria spunea că ar vrea să doarmă un pic și mă gândeam că poate a cerut voie și o să meargă să doarmă până la capricii, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Nu știu dacă vom avea uși deschise, sperăm să avem și ar fi trebuit, adică ar fi trebuit, era bine dacă erau.